protestez. Raportați. Brega protestează. Iar e nemulțumit de prestația miliției lui Jăzdan. Se comportă ca un clan mafiot. Bună! Vă ieșit să mă salute. Bună ziua! Am semnalat cu vreo două săptămâni în urmă, tot așa, la un protest, că stau femei și cerșesc cu copiii în stradă. Și colegul dumneavoastră și-a notat că am chemat poliția și o cea de vreme nu a venit. Și aceeași femeie în același loc azi cerșea, după aceea m-am dus acolo în pasaj la Unic, alte trei femei, aceleași femei în același loc cerșesc de ani de zile. Și poliția nu e capabilă să oprească mafia asta sau o protejează? De cât poți ești capabil? Nu ați dorit să te puneți o plângere? Nu. Nu doriți să le puneți? Nu, eu vreau să intervină și să oprească femeile astea care exploatează copiii pentru cerșit. Poate nici nu-s copiii lor, poate sunt furați, poate sunt împrumutați. Asta e o caracată, ți-e un business, trebuie să-l opriți. Nu, pentru ce întreținem poliția? Bine, eu am înțeles, dumneavoastră, nu doriți de puneți și o plângere când scrieți? Nu. Adică numai verbal? Nu, pentru că primesc răspunsuri formale, dar problema rămâne. Eu o să mă autosesizez. Eu de fiecare dată, nu o să vă autosesizați, că v-am sesizat eu, am venit aici și am protestat. Dar de atâtea ori vin... A fost primit plângerile la noi? Tot așa și-a notat un bărbat, da, i-am spus locul, videourile sunt pe Curaj TV, nu știu cine, unul mai în vârstă decât dumneavoastră. Eu sunt la măsuri, posibil nu continuă. Sănătate, numai bine. Să luați voi măsuri pe dracu.